Salut, prieteni! Astăzi vom rezolva un test de bacalaureat. Este din anul 2018, sesiunea de bază. Completați caseta cu un număr natural, astfel încât propoziția obținută să fie adevărată. Cum vom rezolva acest exercițiu? Iată, 64 putem să-l scriem în mai multe feluri. De exemplu, putem să scrie ca 2 la puterea 6, dar putem să-l scriem și ca 4 la puterea 3. Indiferent cum alegem, ne va da răspuns corect. Cum să știi că este 2 la puterea 6, îl împarți pe 64 la 2 și îl vei împărți fix de 6 ori. De aceea va fi aici 2 la puterea 6. Iată, voi scrie radical. Aici e ordinul 3 din 2 la puterea a 6, pentru că 2 înmulțit cu el însuși de 6 ori îți dă 64. Rămâne că 6 împărțit la 3 este, iată, se scrie sub forma aceasta radicalul și 6 împărțit la 3 este 2. Răspunsul aici este 2. Se oferă două puncte și iată, așa va fi încercuit de către verificator. Hai să vedem itemul numărul 2. În desenul alăturat este reprezentat graficul funcției continue f de la 4 la 4 în R. Apropo, vedeți aici de la 0 la 4. De la 0 la 4, iată, are în vedere că este de aici până aici. De x este de la 0 la 4. Trebuie să decomparat, iată, integrala de la 0 la 4 a funcției cu 12. Integrală înseamnă arie. Și observăm că aici, acest dreptunghi, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pătrățele. Area dreptunghiului e 12. Iată, vedeți? 12. Iar area la funcție, sub graficului funcției, este tot ce este mai jos decât graficul ei. Și observăm aici câteva pătrățele libere sunt, care nu sunt acoperite. Înseamnă area aceasta este mai mică decât area de 12. Cu alte cuvinte, sunt mai puține pătrățele aici, în interior, decât în total sunt în acest dreptunghi. Să vedem exercițiul numărul 3. Să nu uităm, să ne încercuim nou aici câte două puncte. Avem 4 puncte deja la bacalaureat. În desenul alăturat este reprezentat triunghiul acesta și ne dă datele. Este important, iată asta, că MN paralel cu AC. Vedeți, MN paralel cu AC. Și avem BN1. BN 1 cm, NC 2 cm. Cu alte cuvinte, latura NC este de 2 ori mai mare decât latura BN. AM este 4. Trebuie de aflat cât face în total. Iată latura aceasta. Dați să desenăm mai frumos. AB. Observăm că aici de la 2 s-a ajuns la 1 prin împărțirea la 2. De la 4 ajungem la latura MB prin împărțirea la 2. 4 împărțit la 2 este 2 cm. Aici se utilizează, desigur, teorema lui Thales. Eu am arătat mai simplu, este clar, și 4 plus 2 este 6. Scriem răspunsul 6 și obținem maxim de puncte. Am să șterg aceste desene și mergem la următorul exercițiu, itemul numărul 4. Itemul numărul 4 și itemul numărul 5 le vom rezolva concomitent. Nu concomitent, am în vedere pe rând, dar în fine. Iată cum vom începe rezolvarea exercițiului. În primul rând să calculăm, putem cu 4 la puterea logaritm baza 2 din 3 sau putem cu acest logaritm, el este mai ușor. Îl scriem încă o dată aici, logaritm baza 5 din 25 este egal. 5 la puterea a 2 ne dă 25, dar ca să fie clar ce proprietate am aplicat, eu voi scrie pe 25 ca 5 la puterea a 2. Acest 2 vine în față. 2 logaritm
în baza 5 din 5. Acest 2 se înmulțește cu 1, logaritm baza 5 din 5 este 1 și răspuns avem 2. Iată, aici este 2. Mai departe, puțin mai complicat, este calcularea lui logaritm în baza 2 din 3 este egal. Aici se utilizează așa proprietate, când avem un număr și aici avem logaritm în baza aceluiași număr. Vedem aici tot A. Răspunsul va fi întotdeauna acest număr X. Și în cazul nostru, aici e 2 la bază și aici e 4. Desigur că îmi spune acest lucru că pe 4 trebuie să-l scriem ca 2 la 2. Iar logaritm în baza 2 din 3 așa și rămâne. Desigur, 2 din fața la logaritm, cum aici vine de la putere, vine în față, aici din față se duce la putere. Și avem 2, iar acest 2 vom scrie 3 la 2. Logaritm în baza 2 din 3 la puterea 2. Este egal. 3 la puterea 2 nu este 6, este cât? 9. Da? 3 înmulțit cu 3 este 9. Avem 2 la puterea logaritm în baza 2 din 9. Desigur că avem 2 logaritm baza 2 din 9, este 9. Răspunsul aici este 9. Și am obținut aici, la primul logaritm de acolo, primul logaritm de acolo este 9. Al doilea logaritm este 2. Desigur că cel mai greu este să facem scăderea 9 minus 2, obținem 7 și iată răspunsul. Nu încercuiți așa la bacalaureat, lăsăm pur și simplu 7. Eu l-am încercuit ca să îl evidențiez. Avem 4 puncte pentru acest exercițiu. Mergem mai departe. Rezolvați în R în ecuația. 1 plus X supra lui X mai mare egal decât 2. Aceste inecuații sunt raționale, așa ele se numesc, sau cu fracție, și au un standard de rezolvare. Vi-l dau chiar acum. Primul pas trebuie să afli domeniul valorilor admisibile. Al doilea pas trebuie să scrii f de x sau scrii fie funcția f de x este egal cu și această expresie într-un fel oarecare o egalez cu 0 și afli x1, x2. O să rezolvăm și vom vedea cum se face acest lucru. Iar pasul numărul 3 este construirea unei axe și scrierea soluțiilor. Hai să facem acest lucru. Primul pas trebuie să aflăm domeniul valorilor admisibile. În matematică nu putem împărți la 0 și iată aici, la numitor, este x. El trebuie să fie diferit de 0. Gata, primul pas este realizat. Iar pasul 2 este să egalăm toată expresia noastră de aici cu 0. Haideți să o egalăm. Voi scrie 1 plus x supra lui x minus 2, întrucât 2-ul de aici vine în partea cealaltă și schimbă. Semnul este egal cu 0. Trebuie să rezolvăm această ecuație. Desigur, am să vă arăt, imediat vă arăt metoda de rezolvare, dar aici chiar pot să ghicești răspunsul, să spui care e numărul celălalt, care număr minus 2 egal cu 0. Desigur că aici trebuie să obținem 2. Și noi am putea zice că încercăm fie 1. 1 plus 1 este 1. 1 împărțit la 1 de aici, 1 plus 1 este 2. 2 împărțit la numărul 1 de jos este 2. 2 minus 2 este 0. Înseamnă că noi avem x egal cu 1. Iată, dacă faci prima metodă încercării, tot îți dă maxim de puncte, pentru că nu contează cum rezolvi aici. Poți chiar să-l ghicești și îți dă un punct. Pasul 2 este realizat. Însă, cum noi am rezolvat așa, să zicem, pur matematică, am scris 1 pe x supra lui x, minus 2 supra lui 1 egal cu 0, numitorul comun este x, aici amplificăm cu 1, aici amplificăm cu x și obținem 1 plus x, minus 2 înmulțit cu x, 2 înmulțit cu x este 2x, egal cu 0. Obținem 1 minus x, întrucât x minus 2x este minus x, supra lui x egal cu 0. De aici rezultă că 1 minus x, numărătorul, este 0. Și desigur,
De aici obținem că x este egal cu 1. 1 se duce în partea cea, de minus 1 schimbăm semnele și ne dă răspunsul corect. Dar, iată, dacă lăsăm doar forma asta, tot maxim de puncte. Și chiar vă sugerez că când sunteți la examen, ați putea să încercați să verificați. Poate 0, poate 1, poate minus 2, minus 1 sau 2 este rădăcină sau cum, soluții. De aceea, uneori aici se greșește. Dar voi sunteți deștepți și veți rezolva corect. Am aflat x egal cu 1. Vedem, avem doar un singur număr aici, nu două numere. E ok. Pasul numărul 3, să construim axa numerică și depunem întâi DVA. Diferit de 0 înseamnă cercul este necolorat, îndrept la 0. X este egal cu 1, este mai îndreapta de 0 și îl depun pe 1. Însă atrag atenție că aici am semnul mai mare sau egal. Dacă este și egal, unii spun chiar dacă este liniuță, atunci trebuie să colorăm acest cerculeț. Ok. Și trebuie, observăm aici, să construim o curbă a semnelor. Luăm un număr până la 0, să zicem minus 1, și îl înlocuim în expresia care am egalat-o cu 0, cea de la pasul numărul 2. Să zicem, am luat minus 1, da? 1 minus 1 este 0. 0 împărțit la orice număr este 0. 0 minus 2, negativ. Înseamnă că aici pun minus. De la minus infinit până la 0 este minus. Acum, dacă să iau de la 0 până la 1 o doime, o să-mi dai un număr pozitiv. Iar dacă de la 1 până la plus infinit, iau un număr, de exemplu, 100. 1 plus 100 este 101, 101 împărțit la 1 este, nici nu știu, 1 întreg și 0, 1, minus 2 este negativ. Dar aș fi putut lua numărul 3, 4, nu contează. Curba semnelor arată, iată așa. Practic, acum trebuie să creăm soluția. Asta chiar e și răspunsul nostru. Mai jos este răspunsul, dar în fine. Răspuns. Soluția este egal. Ne uităm. Nouă ni se cer numerele mai mari sau egal, iar 2 dacă împarte ce, practic asta e 0. Numerele mai mari sau egal ca 0 sunt cele cu plus. Cu plus este, iată, fix acest interval. Iată, eu îl evidențiez. Înseamnă că noi avem 0, 1, paranteză rotundă, că nu avem egal, paranteză pătrată, pentru că este și egal. Iată răspunsul. Maxim de puncte la acest exercițiu. Eu am să șterg aceste rezolvări pentru a merge mai departe la itemul numărul 6. Ok. Hai să vedem itemul numărul 6. Iată, vedeți, aici era loc pentru răspuns, dar nu se vedea bine pe ecran. Da, avem itemul numărul 6, numere complexe, un exercițiu așa relativ ușor. Determinați numărul complex Z este egal cu A plus BI, A și B numere reale. Apropo, dacă înveți pe nota 5 sau 4 sau mai slab, aceasta, practic, nici nu trebuie să atragi atenția. Nu e pentru tine, este pentru cei care cunosc mai bine matematica și practic toți realizează că sunt numere pur și simplu reale. Pentru care, iată, în condiția aceasta avem pentru care 3 plus iz barat este egal cu 2z, unde z cu bară deasupra este conjugatul numărului z. Cum desigur că dacă nu știi ce înseamnă z conjugat, nu poți rezolva acest exercițiu, dar z conjugat este fix Z, numai că partea imaginară, iată B acesta, își schimbă semnul. Dacă e plus, vine minus. Dacă ar fi fost aici minus, vine aici cu plus. Rezolvarea exercițiului este destul de simplă. Trebuie în loc de... Asta e de fapt așa este metoda. Când ai și Z și Z conjugat în același exercițiu, trebuie de înlocuit. Iată avem aici 3 plus I. Iar Z conjugat este A minus BI. A minus BI. Apropo, de unde știi că este A minus BI, aceasta este formula lui nemijlocit. Am înlocuit Z conjugat, avem semnul egal, aici ai 2, paranteză, A plus BI. Asta este Z. A plus BI. Apropo, aici, așa.
A plus BI, închidem paranteza, mai departe deschidem parantezele sau scăpăm de paranteze. Avem 3, A, I înmulțit cu A este I, minus, cu plus dă minus, I înmulțit cu I este I la a doua și cu B, asta ne dă B, I pătrat. Este egal 2A plus 2BI sau 2B. I la a doua este minus 1. Apropo, I la a doua este minus 1, este bine cunoscut acest fapt, este formulă și iată aici vom obține un punct numai dacă scriem fix așa cum este, întrucât I la a doua este minus 1 și cu minusul din față face plus B. Este egal cu 2A plus 2BI. Iată, pentru că am utilizat în calcule I la a doua egal cu minus 1, I la a doua egal cu minus 1, mi-a dat un punct. În continuare, desigur, trebuie de cunoscut că noi vom grupa 3 plus B, iată 3, și B este parte reală, fără I, plus partea imaginară este A și deja îl punem pe I. Este egal, aici avem 2A plus 2BI. De ce facem așa? Un număr complex are formă întotdeauna așa, Z este egal cu A plus BI, așa-i? Uitați, număr simplu, real, și număr care este parte imaginară, așa numită. Asta e partea reală și asta e partea imaginară. Iată, așa am scris și eu. Am parte reală și aici parte reală. Aici parte imaginară și aici parte imaginară. Două numere complexe sunt egale dacă partea reală, ceea ce este fără I, este egal cu partea reală din partea dreaptă. Și partea imaginară care este A fără I, este egal cu cea din partea dreaptă, partea imaginară de aici. Ce am obținut? Iată acest sistem. Se putea și fără sistem, tot îți dă maxim de puncte. Echivalent. De aici, în loc de A, voi pune, iată aici, în loc de A, voi pune 2B. Și am 3 plus B egal cu 2 înmulțit. A la mine este 2B, scriu 2B. Iar acesta de jos îl scriu încă o dată. Echivalent. Ce obțin? B, cum să-ți fac aici, mai scurt, aici e 4B. Iată, am să scriu 3 este egal 4B și acest B se duce încolo și facem minus B. A este egal cu 2B, îl transcriu. Ce observ? 4B minus B este 3B. Îl scriu pe primul loc, am dreptul să fac lucrul acesta în matematică, este egal cu 3. Iar A se păstrează 2B, egal cu 3, iată acesta. Echivalent, obțin B este egal, 3 împărțit la 3 este 1. Atunci A este egal, 2 înmulțit cu 1, întrucât B la mine e 1. 2 ori 1 este 2. Ok, cu ce e egal Z atunci? Cu A plus BI, A la mine este 2, plus B este 1, scriu 1, I. Dar matematicienilor nu le place să scriem aici 1 în fața lui I, de ce voi scrie 2 plus I? Răspuns. Determinați numărul complex Z. Dacă trebuie de aflat Z, atunci scriu Z este egal cu 2 plus I. Am obținut 5 puncte la acest exercițiu. Felicitări! Am să șterg această rezolvare și mergem la itemul numărul 7. Itemul numărul 7, o problemă de geometrie, fie A, B, C, un triunghi ascuțit unghic isoscel, în care A, B e egal cu B, C și înălțimea aceea este de 6 cm. Determinați perimetrul triunghiului ABC dacă area lui este egală cu 30 cm pătrați. Desigur, dacă problema numărul 7 are 6 puncte, ea sau este grea și trebuie să utilizezi niște teoreme complicate, sau ea este ușoară, dar este mult de lucru. Și asta este al doilea caz. Este ușoară, dar trebuie mai mult de lucru. În primul rând, se va da un punct pentru desen și hai să construim un desen. Iată, nu sunt sigur dacă pot aici să construiesc un desen. Am în vedere un triunghi să-l inserez. Nu pot, așa că am să-l construiesc de mână. Iată, triunghiul trebuie să fie cât mai isoscel,
nu chiar este isoscel, de aceea nu construiți așa fel triunghiuri la bac, punem la mijloc baza, punem la mijloc, mergem în sus și îl construim. El este ascuțit unghic, acum este mai bun. AB egal cu BC. Hai să vedem. AB cu BC. Corect. AB egal cu BC. Acum este bine că uneori poți începe notarea aici, A, B, C, și tot nu va fi corect după condiția problemei. AK este de 6 cm, înălțimea AK. Apropo, scrie înălțimea AK, nu avem drept să trasăm, iată așa. Este BK cumva, aici, nu. Noi trebuie să ducem din A perpendicular, iată așa 90 de grade, și scriem aici K. Este de 6 cm, scriem 6. Pe desen nu punem, iată, centimetri, pentru că încărcăm desenul. Trebuie de aflat perimetrul. Ok, punem aici perimetru, semnul întrebării. Asta înseamnă că trebuie de aflat toate laturile și să le adunăm. Area este de 30. Desigur că ne uităm în acest triunghi și nu pot utiliza teorema lui Pitagora aici, că nu am aceste două laturi, nici aici, pentru că nu le am pe astea. Înseamnă că va trebui să utilizez condiția că avem area egală cu 30. Ok, dacă area este 30, eu ce am să fac? Am scris formula pentru area. Area este egal, area la orice triunghi este așa formulă. A, H cu indice A pe 2. A și H sunt înălțimea și latura care formează unghi de 90 de grade. Iată, e fix latura aceasta. Sorry pentru... Încerc scuze pentru... acest desen, cam nu chiar drept. Iată, avem latura BC, se înmulțește cu înălțimea 6. Așa și voi scrie. BC, dacă înmulțesc cu înălțimea 6 și împart la 2, îmi dă 6 împărțit la 2, iată aici, se simplific și îți dă 3. Voi scrie 3BC. 3BC. Cu cât este egal? Cu 30 cm, pentru că așa ne este dat în condiția problemei. Și scriu 30 cm este de prisos. Centimetri pătrați. Atunci, BC este egal 30 împărțit la 3 este 10. Deja centimetri scriu. Nu, să-mi dai punct. Și rămâne că eu am aici 10 și aici 10, întrucât BC este egal cu AB. Iată, voi scrie aici. AB este egal cu BC și egal 10 cm. Este corect chiar așa să scrii în rezolvare și obții punct. Mai departe, desigur că acum observăm. Am latura aceasta BK și am latura aceasta AB. Dar aici este triunghiul dreptunghic BAC, BAK. Și utilizez teorema lui Pitagora. Teorema lui Pitagora este destul de simplu. A pătrat plus B pătrat este egal cu C pătrat. Și noi vom scrie în triunghiul ABK. Rezultă conform teoremei lui Pitagora. Și avem dreptul să scriem chiar, iată, sub forma aceasta, fără a scrie cu litere mari de tipar. Însă, cred că nu întâlniți greutăți în a scrie cu litere mari de tipar. A pătrat plus B pătrat egal cu C pătrat, asta înseamnă catetă, catetă și ipotenuză. Dacă nu știm ce este catetă, este cea mai mare sau cea mai lungă latură în triunghiul dreptunghic. În triunghiul acesta, cea mai mare latură este 10. Înseamnă că ea va fi la sfârșit. Celelalte două sunt acestea. Iată, BK la a doua plus AK la a doua este egal cu AB la a doua. Iată AB la a doua. Înlocuim datele noastre. BK nu știu cât este. Îl scriu plus. Cât e AK? AK este 6. 6 la a doua. Iată, 6 la a doua este egal cu AB, care este 10 la a doua. Desigur că BK pătrat este egal cu 100 minus 6 la 2, 36, vin în partea asta și este minus 36, care ne dă 64, cred, da? Da. Atunci, ușor se vede că BK este egal radical din 64, care este 8 cm. Noi am aflat BK, 8. Iată, toată distanța asta este 10. Observăm că e 10. Bucata BK este 8. Cât e KC? 2, pentru că 8 plus 2 e 10. Și aș scriu deodată aici că
KC este egal cu 10 minus 8 și este egal cu 2 cm. Iarăși am obținut punct. Dar dacă am aici un drept, observăm că aici este un drept. Aici e 2 și aici e 6. Teorema lui Pitagora și află AC. Voi scrie deodată. AC la a doua este egal. Este ipotenuză, înseamnă că ea se află prin adunare. Adune aceste două laturi, desigur cu pătratul lor. 2 la a doua plus 6 la a doua. 4 plus 36 este egal cu 40. Cât e AC? Radical din 40 cm. Desigur, poți să le ieși așa, radical din 40 și obții maxim de puncte, dar aici avem 4 mulți cu 10. Radical din 4 este 2, iar radical din 10 nu se extrage. Centimetri. Perimetrul egal. 10 plus 10, 20 plus 2 radical din 10. 2 radical din 10 centimetri. Aici, corect matematic este să luăm în paranteză, iată, expresia aceasta, pentru că centimetri se referă și la 20 și la 2 radical din 10, însă nu este atât de principial. Am obținut 6 puncte la acest exercițiu. Desigur, aici este undeva scris răspuns și scrii 20 plus 2 radical din 10 centimetri. Acesta este perimetrul. Am să șterg această rezolvare. Am să șterg această rezolvare și mergem la itemul numărul 8. Itemul numărul 8. O integrală. Cum vom proceda la rezolvarea acestei integrale? Ea este specifică, cei care cunosc bine să rezolve integralele văd deodată cine și cum se notează, aici este prin metoda din notare sau schimbare de variabilă. Sunt mai multe, mai multe posibilități de a nota. Cel mai ușor este dacă noi vom nota radicalul acesta x plus 1, deci numitorul, se notează prin T. Acum, zici, dar cum să-ți dai seama cine și cum notezi? Răspunsul este, rezolvi câteva sute de exerciții de felul ăsta și apoi vezi deodată cine și cum se notează și metoda care se utilizează. Acum, de aici trebuie să exprimăm X. Ridicăm ambele părți la 2 și vom obține X plus 1 egal cu T la puterea 2. Și x este egal cu t la a doua minus 1. După ce am exprimat x, noi vom deriva x. Derivata lui x este 1 și dx se păstrează egal. Derivata lui t la a doua este 2, 2t dt, să scriu mai frumos, 2t dt, iar derivata lui minus 1 este 0. Atunci când facem schimb de variabilă, trebuie să schimbăm și variabila x care este la capăt, vedeți 1, 0 și 3. De aceea, când x e 0, t este egal, înlocuim, iată, în această expresie. 0 plus 1 sub radical este 1. 1. 1 mai frumos trebuie. 1. Când x este 3, avem t este egal cu cât? 3 plus 1, 4, radical din 4 este 2. Observăm că de la 0 la 3 crește, de la 1 la 2 crește, înseamnă că aici nu va apărea niciun minus în față, pentru cei care cunoașteți lucrul ăsta. De aceea am dreptul să scriu, iată, așa, chiar mai departe, este egal, de aici este egal, sau mai copii încă o dată. De fapt, ar trebui să copiem încă o dată, dar mi este lene. Ce avem? Integrală de la 1 la 2, pentru că noi deja schimbăm totul în t. Și aici, cât este x la noi? T pătrat minus 1, scriu t la 2 minus 1, supra lui. Cât este radical din x plus 1? T. Ok, scriu aici t. Cât este dx? Dx este 2t, 2t, dt. Aici este înmulțirea între dânșii. Așa că obținem. Sigur se vede că t cu t simplifică. De la intervalul 1 până la 2, t e diferit de 0, deci am dreptul să simplific. 2-ul acesta vine în fața integralei și rămâne t la puterea 2 minus 1 dt este egal 2. Integrala lui t la 2 adunăm cu 1 și împărțim la rezultat, minus integrala lui 1 este t, totul
de la 1 la 2, nu uităm și aici de la 1 la 2, pentru că T-urile noastre deja, T-ul nostru s-a schimbat. Ok. Egal. Aplicăm formula Leibniz-Newton sau Newton-Leibniz și punem 2 în loc de T. Vom obține 2, paranteză, 2 la 3, 8, supra lui 3, minus 2, minus 2, paranteză, înlocuim 1, vom obține o treime, minus 1, este egal. Sugestia mea este aici să scoatem factorul comun 2 și 2 și vom obține 2 pe lângă. 8 treimi minus 2 minus cu o treime de minus o treime minus cu minus 1 obținem plus 1. Este egal cu 2 pe lângă. 8 minus 1 e 7 treimi. Minus 2 plus 1 este minus 1. Este egal. Aici 3 pe 3, 7 minus 3 este 4 treimi. Deci 2 înmulțit cu 4 treimi care obținem 8 supra lui 3. Răspuns. 8 supra lui 3. Și atât. Am obținut 6 puncte, mergem mai departe la itemul numărul 9. Voi șterge această rezolvare și să vedem itemul numărul 9. Desigur, probabilitate. Probabilitate puțin mai interesantă. Hai să vedem cum o rezolvăm. Pentru ziua de 31 decembrie 2017, un magazin a anunțat comercializarea a 8 televizoare la preț promoțional de 30 de lei și 10 telefoane mobile la preț promoțional de 1500 de lei. Vânzătorul beneficiază de o primă dacă volumul vânzărilor produselor promoționale depășește suma de 5000 lei. Determinați probabilitatea că vânzătorul a obținut prima. A obținut prima dacă se cunoaște că el a vândut exact 3 unități de produse promoționale. Sugestia mea este să faceți întâi o schemă. Este mai clar când faci o schemă, pentru că toate cuvintele astea sunt așa împrăștiate, dar când o faci într-o schemă, parcă este mai clar. 31 decembrie 2017 este de prisos, un magazin a anunțat cum e celălalt 8 televizoare. Ok, avem 8 televizoare, 8 TV, am să scriu aici, cu fiecare are 3000 de lei. Și 10 telefoane mobile, noi avem cu prețul de 1500 lei. Și vânzătorul are primă dacă volumul vânzărilor produselor nu depășește. Ok, suma este mai mare de 5000 lei. Ok? Depășește înseamnă că este mai mare, nu poate fi egală cu 3000 lei. Vânzătorul a obținut prima, adică care e probabilitatea că el a vândut mai mult de 5000 de lei dacă se cunoaște că el a vândut 3 unități. S-au extras 3 unități, aleator s-au vândut. Hai să vedem acum, schema asta se poate de făcut și în rezolvare, apropo. Hai să vedem formula probabilității cunoscută de majoritatea elevilor. Avem M supra lui N și trebuie să aflăm N întâi. Se află prin combinări. Aici trebuie să scriem numărul total de unități în urna noastră sau în magazinul nostru. Vedeți că acestea pot fi puse 8 bile negre sau da, 8 bile câte 8 bile negre, care fiecare bilă costă, nu știu, 3000 de lei, iar 10 bile albe, care fiecare bilă costă 1500 de lei. Și în total câte bile avem? 18. Și câte bile se extrag? 3. Punem punct pentru această expresie, cred că, din câte țin minte, un barem se oferă un punct. Mai apoi am să le calculez. M, cazurile favorabile, că aici N este cazurile, sunt numărul cazurilor posibile. M este puțin mai complicat și eu vă sugerez să faceți pe maculator, iată am să arăt aici undeva, chiar aici voi arăta pe maculator. Iau un chenar pentru că nu se face în rezolvare, dar pe maculator voi face o mică schemă. Întrucât se vând 3 unități, iată, eu am să arăt ca și cum 3 bile. Ca să obțin, mie îmi trebuie să obțin 5000 de lei, sau, adică mai mult de 5000 de lei. Cum pot obține 5000 de lei? Dacă eu vând un TV, al doilea TV și încă un TV, deja am câte? 9000 de lei. Deci este caz bun. Hai să văd, dacă eu vând două televizoare
și desigur că celălalt trebuie să fie un telefon mobil. Eu așa am 6.000 cu 1.500, am 7.500 de lei. Este caz bun, înseamnă că, apropo de telefon mobil, înseamnă că vânzătorul va beneficia de o primă. Să vedem, dacă vinde un televizor și două telefoane mobile, un televizor și două telefoane mobile, sigur că el o să aibă 3.000 cu 3.000, 6.000 de lei, este caz bun, el va primi primă. Și cum poate mai vândă? Poate să vândă 3 telefoane mobile, telefon mobil, telefon mobil și telefon mobil, se va da suma care? 4.500, întrucât fiecare câte 1.500. Ăsta nu este caz bun, nu este caz bun că nu trece suma de 5.000. Iată schema. Deci, practic, el nu poate să vândă alte combinații, să spunem așa. Înseamnă că, iată acest am să îl construiesc, am să-l calculez mai jos pentru a avea loc. Înseamnă că la M eu voi scrie. Și aici eu am o tehnică de a explica elevilor, vă arăt și vouă, întrucât vedem că televizoare, este doar televizoare, înseamnă că este o singură literă C, combinări. Și uiți, televizoare, câte sunt spre vânzare în total? 8. Dar câte s-au vândut aici? 3. Pe urmă, rândul numărul 2 îl aduni. Te uiți aici, sunt și televizoare și telefoane mobile. Înseamnă că merg două combinări înmulțite între ele. Televizoare câte sunt? 8. Dar câte s-au vândut aici? 2. Dar telefoane mobile câte sunt? 10. Dar câte s-au vândut? 1. Plus combinări. Televizoare. Sunt și televizoare și telefoane mobile, înseamnă că sunt două combinări. Televizoare sunt 8 în total, s-a vândut 1. Iată aici e 1, dar aici sunt 8. Și telefoane mobile sunt 10, dar s-au vândut 2. Punem punct, am obținut, cred că aici, iată, pentru expresia asta un punct, pentru expresia asta două puncte sau 1, nu mai țin minte. Și trebuie să calculăm fiecare din aceste combinări. La urmă este dată formula combinărilor. Este așa, am în vedere la anexă. Și n factorial aici, n minus m factorial. Observăm n factorial, este n factorial, m factorial și pe urmă n minus m ne dă parte din formulă. Hai să calculăm combinări din 18 luate câte 3. Egal. 18 factorial, 3 factorial, 18 minus 3 este 15 factorial. Iată aici. Toate numerele până la 15, cu cele de jos până la 15, simplifică și rămâne doar 16, 17, 18, supra lui 3. 18 împărțit la 3 este 6 și rămâne 16, 17 și 6. Vreau să vă spun că eu am calculatorul acum și am să pot să calculez numărul acesta, însă el nu este necesar să-l calculez la examen, pentru că el se va simplifica cu aceste numere, cu M. Hai să vedem. Combinări din 8 luate câte 3. 8 factorial supra lui 3 factorial supra lui 8 minus 3 este 5 factorial. Toate numerele până la 8 cu toate numerele până la 5 se simplifică și rămâne doar 6, 7, 8. 3 factorial este 1, 2, 3. 2 ori 3 este 6 și rămâne 7 mulțit cu 8, 56. Se pare că 7 mulțit cu 8, 56. Este unicul element din tabla mulțirii care îmi dă probleme. Hai să vedem mai departe. Combinări din 8 luate câte 2. Combinări din 8 câte 2 este egal 8 factorial, 2 factorial și 8 minus 2 este 6 factorial. Rămâne toate numerele până la 8, toate numerele, de fapt, până la 6, simplific, rămâne doar 7 mulțit cu 8, supra lui 2, aici e 1 mulțit cu 2, aici e 4, 8 împărțit la 2 și 7 ori 4, 28. Combinări din 10 câte 1, iată voi scrie, combinări din 10 luate câte 1 este fix numărul de jos, 10. Combinări din 8 câte 1 este fix numărul 10 de jos, 8. Și combinări din 10 câte 2, să le calculăm. 10 factorial supra lui 2 factorial și 10 minus 2 este 8 factorial. Toate numerele până la 8 cu
cu toate numerii până la 8 de sus. Se simplifică și rămâne doar 9 înmulțit cu 10 pe 2. 9, 10 pe 2 este 45. Ok, hai să calculăm acum M. Obținem combinări din 8 câte 3. Din 8 câte 3 este 56. Plus combinări din 8 câte 2. 8 câte 2 este 28. Ok, înmulțit cu 10, iată acest 10. Plus 8 înmulțit cu combinări cu 45. Haideți să calculăm. Întâi 8 înmulțit cu 45 este 360, plus 28 cu 10, asta e 280, și plus 56. Obținem 696. Probabilitatea este egal M, care e 696, supra lui 1632. Acum se pare că trebuie de simplificat. Nu mi-ajunge aici spațiu. Hai să vedem. Cred că se simplifică prin 4 cu siguranță și să vedem dacă simplifică poate prin 8 deodată. Da, simplificăm prin 8 și vom obține sus 87, iar jos 16 la 8 este 2, iar 32 la 2 este, încă o dată, 1, 6, 3, 2 împărțit la 8 este 204. 204, 8 plus 7, 15, se mai simplifică prin 3 și vom obține aici 68, iar 87 împărțit la 3 este 29. Iată răspunsul. 29 pe 68. Răspuns 29 supra lui 68. Am obținut maxim de puncte pentru această rezolvare. Dacă îmi permiteți, eu rezolv acum deodată și vreau să verific. Eu am baremul. Doar o secundă. Și așa. Sesiunea de bază, barem, limba în română. Probabil 29 supra lui 34. Încă o dată, 208 împărțit la 3. 204 împărțit la 3 este 68. Unde am greșit? 34. Încă undeva în 87 împărțit la 3 este 29, corect, și 632 împărțit la 3 este 68. Așa, încă o dată, vă rog frumos. 16 înmulțit cu 17 și înmulțit cu 6. 1, 6, 3, 2. Împărțit la, la cât noi am împărțit? La 8. 204. Acum 6, 9, 6. Împărțim tot la 8 și obținem 87. 87 împărțim la 3 și obținem 87 împărțit la 3, obținem 29. Acum 2, 0, 4 împărțim la 3 și obținem 68. Idei nu am de ce și unde noi am greșit. Ne mai uităm o dată. 8 înmulțit cu 45 este 360, plus 280 și plus 56 este 696, asta este M. Iar N este
16, 17, 18, supra lui. Da, am găsit greșeala. Iată aici e 2 înmulțit cu 3. Și atunci 18 împărțit la 6 este aici 3. Și deja nu va mai fi 16 înmulțit cu 17 și înmulțit deja cu 3. 816. 816. Vedeți că deja punctajul ăsta nu este maxim. 816. Iată. Am să șterg aici, am să șterg și aici, și aici, și aici. Și noi vom obține 816 împărțit la 8, ne va da 102 și mai împărțim o dată la 3, vom obține 34. Înseamnă că răspunsul aici este 29 supra lui 34. Ok, ne-am înțeles. Iată, aceasta este rezolvarea, doar în calcul am greșit. Cum să mergem la itemul numărul 10? Itemul numărul 10. Așa. Baza unei prisme drepte este un paralelogram cu laturile de 2 cm și 4 cm și un unghi de 60 de grade. Determinați volumul prismei dacă diagonala cea mai mare a prismei formează cu planul bazei un unghi de 30 de grade. Pentru o ușurință în rezolvare, va trebui să notăm acest paralelogram A, B, această prismă A, B, C, D, dar și paralelogram. Aici avem A, B, C, D și, desigur, cu 1 peste tot. Așa. Laturile de 2 și 4. Aici este 2, aici este 4 și un unghi de 60 de grade. Desigur că este unghiul acesta de aici, de la bază, deoarece el este ascuțit. Volumul, dacă diagonala cea mare, diagonala cea mare am să o arăt care este, este aceasta. Formează unghi de 30 de grade cu planul bazei. Iată, am să șterg acest lucru care am făcut până acum, pentru că este mai ușor să construim diagonala mare, iată nemijlocit această diagonală, mai ușor se va vedea. Aici trebuie întrerupt, dar nu este principal. Aici este 30 de grade. Ok, 30 de grade. Cum vom începe rezolvarea problemei? Prin a scrie ce trebuie să aflăm. Trebuie de aflat volumul prismei. Volumul prismei este area bazei înmulțit cu înălțimea. Înălțimea este A, A1, iar area bazei este area acestui paralelogram. Sunt mai multe formule pentru calcularea areei paralelogramului. Cea mai ușoară este area la paralelogram, este AB sinus alfa. În cazul nostru, 2 înmulțit cu 4, sinus de 60 de grade și obținem 8 înmulțit cu sinus de 60, radical din 3 pe 2, adică 4 radical din 3 centimetri pătrați. Practic, problema pe jumătate este rezolvată. În continuare, trebuie, desigur, să aflăm AC. Că dacă aflăm AC, ușor vom putea să utilizăm faptul că avem 30 de grade aici între unghiul A1-CA și vom afla înălțimea. Haideți să facem aici mai frumos. Iată înălțimea H. Cum să aflăm diagonala unui paralelogram? Voi construi aici pentru a avea spațiu. Noi avem așa paralelogram. Așa, aici 60 de grade, aici 2 și aici 4. Problema poate fi rezolvată fără a utiliza teorema cosinusului. Poate doar prin transformări echivalente, poate fi rezolvată doar prin transformări echivalente. Eu am să aleg teorema cosinusurilor cosinusului pentru că se pare că, de fapt, în barem citesc determinarea lungimii diagonalei mare a paralelogramului din baza prismei, două puncte. Nu contează cum o afli,
principalul să o afle. Am să o trasez. Iată, aceasta este A, C. Și avem aici 2, iar acest unghi este de 120 de grade. Măsura unghiului ADC este egal cu 120 de grade. Cred că toți v-ați dat seama de ce este 120 de grade. Aici avem 60-60, în total 360 minus 120 împărțit la 2, obținem 120 de grade. Teorema cosinusurilor, cosinusului, arată forma aceasta. A pătrat este egal cu, de fapt, ar fi mai bine dacă aș scrie-o prin C pătrat. C pătrat este egal cu A pătrat plus B pătrat minus 2AB cosinus unghiului C mare. În cazul nostru avem unghiul acesta și AC este latura care trebuie aflată. AC la a doua este egal. Pătratul laturilor de prin părți. 16 plus 4 minus 2 înmulțit cu 4 și cu 2, cu 4 și cu 2, cosinusul unghiului de 120 de grade. Ce avem mai departe? Cosinusul 120 de grade, desigur că eu îl știu pe de rost, voi nu știu cum să-l aflați, doar cu cercul trigonometric poate. Iată, avem un cerc trigonometric, 120 de grade este 60, cu încă 60 este undeva pe aici. Și cosinusul obține fix minus o doime. Iată, înseamnă că AC la a doua este egal cu 20 minus 2, aici e 16, înmulțit cu o doime cu minus, adică minus o doime și cu minus ăsta face plus o doime. 20 plus 8 este 28. AC este egal, radical din 28 este 2 radical din 7, da? Că este 47, 22 radical din 7 centimetri. Ok, noi avem AC 2 radical din 7 și va trebui să aflăm AA1 în continuare. Sunt mai multe metode, desigur. Hai să utilizăm, nici nu știu. Cred că vouă vă place să utilizați cateta opusă unghiului 30 de grade jumătate din ipotenuză, înseamnă că A1C este 2H, așa-i? Și așa voi scrie A, A1 egal H, rezultă că A1C egal cu 2H. Și utilizăm teorema lui Pitagora în triunghiul A1, AC. Iată, asta este 2 radical din 7. Obținem că ipotenuza la a doua, care este 4H pătrat, minus cateta la 2, care este H la 2, este egal cu AC la 2, care este 28. Ce obținem că 3H pătrat este egal cu 28 pe, cu 28. Înseamnă că H este egal cu radical din 28 pe 3. Da? Radical din 28 supra lui 3. Raționalizăm și vom obține 2 radical din 7 mulțit cu radical din 3 pe 3, care este egal 2 radical din 21 pe 3 centimetri. Volumul egal. Area bazei 4 radical din 3 înmulțit cu... Area bazei 4 radical din 3, iar înălțimea este 2 radical din 21, totul supra lui 3. Radical din 3 cu radical din 21, aici e radicalul 7 și mulți cu 3 și se dă radical din 3 cu radical din 3 și 3, simplific cu 3 la acesta și rămâne doar radical din 7. 4 ori 2, 8. 8 radical din 7 cm cubi. Răspuns. Doar o secundă, vă rog frumos. Răspunsul este 8 radical din 7 cm pătrați. Cubi. Este volum, așa că avem cub. Iată, chiar având această rezolvare în afară de cercul trigonometric de aici, având această rezolvare în caietul, în foaia de examinare, de examen, veți obține maxim de puncte. Hai să mergem la itemul numărul 11.
Deși înainte de aceasta, haideți să ștergem această rezolvare. Itemul numărul 11. Da, este o funcție destul de interesantă, de la minus pi pe 2 la pi pe 3 și funcția fiind sinus pătrat de x, determinați valorul x, pentru care f derivat de x egal cu 2 radical din 3 f de x. Primul pas, desigur, că trebuie să derivăm funcția x. Trebuie de derivat sinus pătrat de x. Cu roșu voi arăta metoda greșită de derivare. 2 vine în față și 2 derivata lui sinus este cosinus de x. Și gata. Altă metodă greșită de rezolvare este derivata lui sinus este cosinus pătrat de x. Deci, aceste metode sunt greșite. Aici se aplică, sunt două metode de rezolvare. Prima metodă este să scriem sinus pătrat de x sub formă de sinus x înmulțit cu sinus x. Da, să schimbăm culoarea. Sinus x înmulțit cu sinus x, totul derivat, și vom aplica sub forma f înmulțit cu g, totul derivat. Formula este sub forma aceasta. Scriem sinus x înmulțit cu sinus x plus sinus x înmulțit cu sinus x. Odată prima funcție derivată, apoi a doua funcție derivată. Și vom obține cosinus x sinus x plus sinus x cosinus x. Însă aceasta este două funcții, două expresii identice, deci este 2 sinus x cosinus x. Nu este necesar să scriem sub forma de formulă care este, este 2 sinus de 2x. Este de ajuns aceasta. Acum, altă metodă, vă arăt ce prescurtat. Sinus pătrat de x, totul derivat, e funcție compusă. Derivăm 2-ul și va fi 2 sinus x. Scădem aici cu 1 și va obține 2 minus 1 e 1. Înmulțim cu sinus x derivat. Deci obținem 2 sinus x cosinus x. Ok. Ca tare s-a așteptat prin metoda asta rezolvarea. Eu am arătat-o utilizând pur și simplu formula f înmulțit cu g. Ce avem mai departe? Înlocuim în expresia noastră, în această expresie, dată în condiția problemei, înlocuim datele noastre și obținem 2 sinus x cosinus x este egal cu 2 radical din 3, în loc de f de x scriu sinus pătrat de x. Sinus pătrat de x. Se vede ușor că 2 cu 2 se simplifică. Acest sinus pătrat vine în partea stângă și se va scoate factor comun sinus de x. Ce rămâne în paranteză? Cosinus de x minus radical din 3 sinus x este egal cu 0. Echivalent, ce obținem de aici? Că sinus de x e egal cu 0 și că, ce mai avem? Că din această expresie, nici nu știu dacă vedeți deodată, tangenta de x este egal cu, tangenta este egală cu 1 pe radical din 3, cred. Am să arăt acest lucru cum se petrece. Dacă egalez tot cu 0, să-mi dai minus radical din... sorry pentru întrerupere. Cosinus x, iată, minus radical din 3 sinus x egal cu minus cosinus, asta înseamnă radical din 3 sinus x egal cu cosinus de x. Echivalent, voi scrie până ce sinus x egal cu 0, iar de aici împărțim totul la cosinus. Deci noi împărțim, noi, într-un fel oarecare, da, împărțim totul la cosinus și vom obține sinus de x împărțit la cosinus este tangentă de x este egal, și aici 1 împărțim la radical din 3 și obținem 1 pe radical din 3. Echivalent. Să rezolvăm această ecuație sinus x egal cu 0, obținem x este egal minus 1 la puterea k arc sinus de 0, care este 0 plus pi k. K aparține z. Să vedem tangenta. X este egal arc tangenta de 1 supra lui radical din 3 plus
n de data asta, n aparține z, să nu se repete în aceeași mulțime k și aici k. Echivalent, x este egal cu pi k, k aparține z, sau x este egal, arc, cum veți face voi arc tangentă de 1 pe radical din 3? Eu întotdeauna mă gândesc că aici 1, asta e o doime, dar radical din 3, asta e radical din 3 pe 2. Că o doime împărțit la radical din 3 pe 2 este fix 1 pe radical din 3. Sinus de cât e o doime? De 30 de grade. Asta este fix pi supra lui 6 plus pi n. N aparține z. Mai departe, trebuie să vedem care din aceste soluții, observăm de aici, care unghiuri aparțin intervalului nostru inițial, iată este, deci de la minus pi pe 2 până la pi pe 3. Și sunt mai multe, cred, metode de a face acest lucru. Hai să-l alegem cel clasic. În primul rând, pi k îl punem între minus pi pe 2 și pi supra lui 3. Simplificăm totul prin pi și obținem k este cuprins între minus o doime și o treime. Desigur că ținem cont k este număr întreg. Unicul număr întreg de aici este k este egal cu 0. Înseamnă că noi vom avea o soluție x este egal, iată aici înlocuim 0 înmulțit cu pi este 0. Iată aici e 0. Asta este o soluție. Hai să vedem în cazul pi pe 6 plus pi n. Voi scrie pi supra lui 6 plus pi n este cuprins între, la fel, pi supra lui 3 și minus pi supra lui 2. Simplificăm prin pi și voi obține, iată voi scrie, hai, las aici, o șesime plus n mai mic decât o treime mai mare decât minus o doime. N cuprins. Minus o șesime vine în partea aceasta ca minus o șesime. Minus o doime, minus o șesime. Hai să calculăm. Numitorul comun este 6. Aici va fi minus 3. Aici va fi minus 1. Minus 3, minus 1. Minus 4 pe 6. Îmi dă minus 2 treimi. Iar aici N, o șesime merge în partea dreaptă. Va fi o treime minus o șesime. Va fi minus o șesime. Nu, este fix o șesime. O șesime. Doar o secundă. Să șterg asta. N este cuprins între minus 0 între și ceva. Și între 0 între și ceva. Înseamnă că N tot este 0. Dacă N este 0, înlocuim aici, în formula lui X. X este egal cu pi pe 6 plus 0. Gata. Răspuns. Determinați valorul lui X. Dacă trebuie să-l aflăm pe X, înseamnă că X aparține, este unul din numerele 0 sau pi supra lui 6. Având această rezolvare, fără linia aceasta, desigur, de aici, și fără duplicarea lui derivatei, noi obținem maxim de puncte. Maxim de puncte, maxim de puncte. Să mergem la itemul numărul 12, item final. Sper că încă sunteți aici și doriți să urmăriți rezolvarea itemului numărul 12. Să ștergem rezolvarea aceasta și să vedem itemul numărul 12. Determinați valorile reale ale lui A, pentru care matricea A la 2 minus X, A la 2 plus modulul lui x, 1 și a pătrat plus x, este inversabilă pentru orice care ar fi x aparține R. Cum începe rezolvarea exercițiului? Este să cunoști ce înseamnă că matricea este inversabilă. Matricea este inversabilă atunci când determinantul ei, de obicei se notează prin litera delta, este diferit de 0. Ok. Și hai să calculăm acest determinant. Putem scrie deodată determinantul, iată aici, determinantul este egal. Fără o mai transcrie încă o dată, pentru că este mult de muncă, și spațiu, vom înmulți diagonala principală. Diagonala principală este a pătrat minus x
înmulțit cu a pătrat plus x. Cred că vă dați seama că aici este deodată formula de calcul prescurtat. Minus înmulțim a pătrat plus modulul x. Încă o dată să facem modul frumos aici. Modulul lui x, dar în paranteze, pentru că înmulțit cu 1 și avem formulă paranteză în minus ăsta. Este egal. Aici obținem a la puterea 4 minus x pătrat minus a pătrat minus modul x. Hai să o scriem în formă canonică. Minus x la a doua minus modul x plus a la puterea 4 minus a la puterea 2. Iată determinantul nostru. Acum ce vom face? Ca să aflăm când e diferit de 0, noi rezolvăm ecuația determinantul egal cu 0, ne va da niște numere oarecare a, și atunci noi vom spune că a aparține lui r minus numerele cele care le-am obținut acolo. Iată care este logica. Bine. Hai să vedem cum vom face acest lucru. Egalăm determinantul ăsta cu 0. Eu am să-l egalez cu 0 și deodată schimb semnele. De ce? Nu, cred că vă dați seama că este mai ușor de lucrat cu x, cu coeficienți pozitivi. Este egal cu 0. Și trebuie să aflăm, să rezolvăm această ecuație. Cum vom proceda? Desigur că noi să o rezolvăm și cum să o rezolvi și cum să faci judecata când această ecuație este egală cu 0 și iată care este judecata. În barem este puțin diferit, vreau să vedeți aici un lucru. Iată, noi scriem x la puterea 2 plus modulul lui x este egal cu a la puterea 4 minus a la puterea 2. Se observă că acest număr este cu plus și poate fi și 0. Acest număr tot este cu plus și poate fi și 0. Sunt ambele numeri pozitive. Ca ecuația aceasta să aibă soluție, este egală cu 0, trebuie obligatoriu să avem această expresie a la 4 minus a la 2 să fie mai mare sau egală cu 0, pentru ca ecuația să aibă soluții. Hai să rezolvăm această ecuație. Scot factor comun a la 2 în față, rămâne a la 2 minus 1, mai mare egal ca 0. Rădăcinile sunt a egal cu 0 și a egal cu plus minus 1. Unde a egal cu 0, soluție dublă. Pe axa numerică obțin 0, minus 1 și 1. Să aflăm curba semnelor, sau să construim curba semnelor, să cercetăm funcția aceasta la semne. Minus 2 luăm aici, obținem număr pozitiv. Aici, la minus 1 la 0, luăm minus o doime, obținem număr negativ, aici negativ și aici pozitiv. Iată, așa noi obținem. Noi avem nevoie unde sunt mai mari sau egal cu 0. Mai mari sau egal ca 0 este de la minus infinit până la minus 1, în reuniune cu mulțimea 0, că aici este egal, și în reuniune cu mulțimea de la 1 până la plus infinit. Ok, aceasta este atunci când determinantul egal cu 0, dar determinantul diferit de 0 rezultă că a aparține toată mulțimea r minus elementele estea. Însă este mult de scris toate elementele estea. Practic, eu în loc să scriu r minus elementele acestea, este pe axa numerică r minus elementele estea fix este de la minus 1 la 0 în reuniune 0, 1. Acesta este și răspunsul. Răspuns. Am să-l scriu așa cum arată în baremul de corectare sau verificare, minus elementul 0. Având așa rezolvare în foaia de examen, veți obține 6 puncte și, desigur, nota 10.
la examen. 10. Noi unde am greșit? Am greșit la itemul numărul 9, acolo niște calcule, dar le-am corectat mai apoi. Mulțumesc mult că ai privit video până la capăt. Succes ție la matematică. Voi aprecia dacă te vei abona la acest canal și poate faci share și trimiți colegilor tăi care se pregătesc de bacalaureat. Succes și ne vedem la următorul video!